Soluție pentru problema de sâmbătă dimineață de pe MatPDR. Se dă un pătrat și o tangentă la cercul circumscris pătratului, așa cum sugerează figura. TS este tangenta în T, care intersectează o latură a pătratului superioară a pătratului în punctul S, astfel încât unghiul din S să fie de 15 grade. Iar dacă latura pătratului este 2, în condițiile acestea se cerea să evaluăm, să calculăm lungimea segmentului TS. Este inevitabil, spunem de la început, că în astfel de probleme în care apare un pătrat, aproape inevitabil, este necesară construcția diagonalelor pătratului. Deci începem să aducem mai mult material pe figură, ori diagonalele pătratului sunt absolut necesare. Iată, vom nota cu O intersecția lor, care este centrul pătratului, centru și a cercului circumscris acestui pătrat. De asemenea, am probleme de tangență, deci acolo unde este desenată o tangentă la cerc, este important și inevitabil aproape și construcția razei perpendiculare pe tangente. Iată, OT, care după cum se știe, raza, diametrul, așa, este perpendicular pe tangentă în punctul de tangență. Deci, să scriem deocamdată această observație, etapele în demonstrație, în soluționarea problemei. Observația importantă este că OT este perpendicular pe TS, fapt pentru care se formează aici un triunghi dreptunghic. Iată punctul de intersecție dintre OT și o latură a pătratului, vom nota noi cu Q. De asemenea, este bine să marcăm și vârfurile pătratului, să le notăm cu A, B, C și D. Un prim triunghi pe care îl vom urmări este triunghiul TQS, triunghi dreptunghic, în punctul T și cu un unghi de 15 grade. Aici avem măsura unghiului Q, măsura unghiului Q, care este complementar cu unghiul din S, este desigur 75 de grade. Să scriem acest prim rezultat important, anume măsura unghiului din Q pentru triunghiul TQS este egală cu 75 de grade. 75 de grade însă este și unghiul opus. Deci tot 75 de grade și iată intrăm într-un alt triunghi, triunghiul OQD. Să vedem ce se întâmplă și în acest triunghi. Triunghiul OQD. Aici avem un unghi de 75 de grade. Unghiul din D, format de o diagonală a pătratului cu o latură a pătratului, este desigur de 45 de grade. Ceea ce înseamnă că până la 180, unghiul din O al acestui triunghi este de 60 de grade. Din nou, un rezultat foarte important. Deci, măsura din punctul O al acestui triunghi este egală cu 60 de grade. În continuare, ne va interesa triunghiul TDS, în special unghiul din D al acestui triunghi. Măsura unghiului TDS, scriem de data aceasta cu 3 litere, TDS, este egală cu diferența dintre unghiul de 60 de grade al triunghiului ODT, a unghiului din D, și 45 de grade. Deci este egal cu 60 de grade minus 45 de grade egal cu 15 grade. Dar și în măsura unghiului TSD este de asemenea 15 grade din ipoteză, fapt pentru care rezultă că triunghiul DTS este isoscel. Și de aici rezultă în continuare că TS, iată, este egal cu DT.
TS egal cu DT, deci și cu DO și cu OT, să nuanțăm pe figură, iată, TS egal cu DT, cu OT și cu DO, cu laturile triunghiului echilateral. Deci avem pe figură, puse în evidență, 3, 4 laturi congruente, 4 segmente congruente. Afla pe TS înseamnă afla, de fapt, pe OD. Fapt pentru care TS egal, scriem noi cu DT, egal mai departe, cu OD, egal mai departe, OD reprezintă 1 pe 2 din diagonală, din BD, egal cu 1 pe 2, BD este diagonala pătratului de latură 2, deci diagonala este latura radical din 2, deci 2 radical din 2, egal cu, se simplifică cu 2 și ajungem la radical din 2. Așadar, TS, iată, este radical din 2.